Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și le mântuiește pentru sfântul numele Tău, că s-au stins întru deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și veci vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, scădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, scădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în văi pe mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor glas vor da. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întunerii și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corobiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să lădai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei nui fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară pe cătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întunerii și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
ci acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preafericitul părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și Ceandru Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm! Doamne, acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce le doresc pe un scat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei robici, pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Evrea Sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, ca Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,
Domnului Hristos, Dumnezeu, să dă. Ție, Doamne! Bine, Tată, slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bărbatul aliluia, fericit bărbat, slow.
pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Risipitul sau oasele lor lângă ea. Își către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine, am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Vă
trezește-mă de cursa care mi-a fost mie și de smiteniile celor ce fac fără de lege. Da, vor în braja lor păcătoși, ferici sunt eu până ce voi trece. Glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Păsat voi înaintea lui rugăciunea mea, de cazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns apulsă mie. Luată-n seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Pierită fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte la rugăciunea mea, că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Să se mărturisească numelui Tău, cu crucea Ta, Hristoase, Mântuitorule, puterea morții s-a dezlegat și înșelăciunea diavolului s-a zdrobit, iar neamul omenesc prin credință fiind mântuit, în tare ție, totdeauna aduce. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Luminatul sau toate cu învierea Ta, Doamne, și raiul iară s-a deschis și toată făptura lăudându-Te, cântare ție totdeauna. Doamne, Doamne, auzi glasul meu, slăvesc puterea Tatălui și a Fiului și laud stăpânirea Duhului Sfânt, Dumnezeirea cea nedespărțită și nezidită, treimea cea tale luând aminte spre glasul rugăciunii mele. Cinstite-i crucii Tale, ne închinăm, Hristoase, și învierea Ta o lăudăm și o slăvim, căci cu rana Ta noi toți ne-am vindecat. Tălui Tala fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea. Lăudăm pe Mântuitorul care din Fecioară s-a înțeles.
așteptat, Doamne, așteptat, a sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul. Celor din iad, pogorându-se Hristos a vestit, îndrăzni zicând, acum m-am biruit. Eu sunt învierea, eu pe voi vă voi scoate, sfărâmând porțile morții. Strajă dimineții până noapte, strajă dimineții, să ne îndăjduiască Israel Domnul. Străluce despre tine și cu dragoste dumnezeiască te primesc ceea ce ești de lume dorită, prin care a trecut mâhnirea lacrimilor, din cursele morții ne-am izbăvit și la veselia cea neîncetată ne-am mutat. Arată bună cuvință frumuseții tale, dăruind răsplătirile postirii robilor tăi, celor care cer cu credință ocrotirea ta cea bogată și mila ta cea mare. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Bucură-te, cruce purtătoare de viață, raiule cel frumos al bisericii, pomul nestricăciunii, care ne-ai înflorit nesfătarea slavei celei veșnice, prin care se alungă taberele demonilor și împreună se veselesc cetele îngerilor și adunările credincioșilor prăznuiesc. Arma cea nemiruită, tăria cea neclintită, biruința împăraților, lauda preoților. Dă-ne și nouă acum să ajungem la pătimirile lui Hristos și la din prejurul bisericii, prin
în care s-a pierdut și a încetat blestemul, s-a surpat puterea morții și n-am înălțat de pe pământ la cele cerești. Armă nebiruită împotriva demonilor, slavă mucenicilor, podoba cuvioșilor, cu adevărat limanul mântuirii, ceea ce dăruiești lumii mare milă. Că s-a întărit mila lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veniți amândoi cei întâi zidiți, care ați căzut din ceata de sus, prin pisma ucigașului de oameni, pentru gustarea cea mare a mâncării din pomul cel de demult. Iată, vine preacinstitule cu adevărat, la care alergând cu bucurie, îmbrățișați-l și strigați către el cu credință. Tu ești sprijinul nostru, cruce preacinstită, din al cărei rod gustând am dobândit nestricăciunea, luând cu adevărat Edenul cel din tâi și mare
Cum la răbdă
înțelepciune, drepți. Lumină, lină a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a celui sfânt și fericit, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, și Duhului tău. Înțelepciune să luăm aminte. Domnul a învărățit trupă nouă s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul sau Domnul într-o putere și s-a încins. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat. Pentru a dări lumea care nu se va plinti, Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Omul a împărăsit într-o podoabă s-a îmbrăcat. Domnul a împărăsit într-o podoabă s-a și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, pentru prea
prefericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Îl prerugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, monahi, preoți, diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei tu, Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiți și de apărurii pomeniți, ictitorii acestui sfânt locaș, pentru toți cei mai înainte adormiți părinții, frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc în înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este în numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepcește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sărătoată, desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Pace lumii de la Domnul să cere. Stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și Duhul Tău, capetele noastre, Domnului să le plecăm. Yeah.
Preoției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh!
așează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăli ai lumii și ierari, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, și Nectarii al Pentapolei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, Timivireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de miruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralamie, ale Sfinților Mucenici, Nichita Romanul, Serie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ivan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfeticul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, Daniil Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale celor între sfinți, părinților noștri, Ipatie, episcopul Gangrei, și Acachie, mărturisitorul episcopul Melitinei, și pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Veniamin Diaconul, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților,
Rugăm-ne, mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care ne rugăm Ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! 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 Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos Armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care posârnie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în smlocașul acesta, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se păzească smlocașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv plân, cine este iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră. Să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru că ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedrale mântuirii neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu care sunt prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. Prea fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințiții Episcop Vicar Varlam Ploieșteanul, Ieronim Sinaitul și Timotei Prahoveanul, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Clement, Arhimandritul Ciprian, Arhimandritul Andrei, Protosingherul Ioachim, Protosingherul Filaret, Protosingherul Lucian, Protosingherul Corneliu, Protosingherul Silvestru, Protosingherul Adrian, preotul Ivan, preotul Codruț, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Varlam, Arhidiaconul Mihail, Arhidiaconul Constantin, Arhidiaconul Ciprian Silviu, Arhidiaconul Ștefan, Ierodiaconul Serghie, Diaconul Adrian, Diaconul Alexandru, Diaconul Mihai, Diaconul Iulian, Diaconul Dan Teodor, Stavroforele Cristofora și Gabriela, Monahile Eliconida, Elisabeta, Justina, Ecaterina, Magdalena, Adriana, Sofia și Maria, Rasuforele, Fanuria, Macaria, Varsanufia, Casiana și Epifania, și robii lui Dumnezeu, Mihai, Remus, Daniel, Augustin, Gabriel, Alexandru, Daniel și Nicolae, George, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce se pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață păcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan,
ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfântului sfințit mucenic Ipatie, episcopul Gangrei, și ale sfântului ierarh Acachie, mărturisitorul episcopul Meletinei, și ale sfântului mucenic Veniamin, diaconul și a celor împreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșalilor noastre, acopere-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta, și mântuiește sufletele noastre ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Hristoase, cela ce cu patima ta ai întunecat soarele și cu lumina învierii tale ai luminat toate, primește cântarea noastră cea de seară, iubitorule de oameni. L-am curățit trupul, Doamne, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul, într-o putere și s-a încins. Învierea ta cea de viață dătătoare, Doamne, toată lumea a luminat, și făptura cea stricată a chemat-o. Pentru aceasta din blestemul lui Adam, izbăvindu-ne grăind, atotputernice, Doamne, slavă ție! Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, Dumnezeu fiind neschimbat, cu trupul pătimit ai schimbat, pe care le făptura, nerăbdând să te vadă răstignit, de frică s-a clintit și suspinând lăuda îndelungă răbdarea ta. Și pogorându-te în iad, a treia zi ai înviat, viață lumii dărui și mare milă. Ții tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile, ca să mântuiești din moarte neamul nostru, Hristoase, moarte ai răbdat. Și a treia zi din morți învind, împreună cu tine ai înviat pe cei ce te-au născut pre tine, Dumnezeu, și lumea ai luminat, Doamne, slavă Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și prea blândului
sorbă pe vrăjmașii noștri. Arată milostive spre noi milele tale cele de nemult și să Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le mulțește pe ele în sfânlăcașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Maicii sare, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile sfinților întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților împărați și întocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Irena, ocrotitorii sfânăcașului acestuia, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectari de la Eghina, făcătorul de minuni și vindecătorul de boli, ale sfinților ierarhi Acachie și Ipatie și ale Sfântului Diacon Beniamin și a celor împreună cu ei, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Mircea Ciobanu, în 1559, dă moșia Fundeni, domeniul de la Fundeni, unui credincios de-al său, Baldovin. Moșia de la Fundeni ajunge prin, într-o, să zicem, relație, rudenie femenină, în familia Cantacuzinilor, și anume a marelui spătar Mihai Cantacuzino. Biserica de la Fundenii Doamnei lui Mihai Cantacuzino este de fapt o capelă de curte. Sunt celebrii, cântă și ne încântă. Pentru mine, bucuriile vieții presupun să fiu, în primul rând, sănătoasă. Odihnită. Odihnită, ei râd de mine pentru că mie îmi place să pentru bucuria celorlalți, dacă vezi. Dar cel mai și cel mai mult mă bucură când sunt înconjurată de oameni frumoși și, iată, cu ei nici nu m-am întâlnit bine și cu tine și deja am izbucnit în râs. Familia și muzica sunt bucuriile vieții lor. Bucuriile vieții sunt familia. Într-adevăr, cum spune și Beatrice, sunt momentele acelea în care te întâlnești cu oameni dragi și râzi până simți că nu mai poți. Până răgușești. Până răgușești, exact. Și poate e un clișeu, dar pentru mine chiar e bucurie muzica. Asta este bucuria mea. Familia, da, este o bucurie. Când sunt acasă cu ai mei, parcă uit așa de toate. Și când sunt eu într-o stare așa de echilibru cu mine. Raluca Radu, Beatrice Bândoiu și Paul Ananie vin la Bucuriile Vieții. Sunteți gata? Eu mă aranjez ciucurul și gata. Atunci vă așteptăm la Bucuriile Vieții! Joi de la ora 20 pe Trinitas TV.